O ploaie torențială a făcut ravagii la Cahul în urma precipitațiilor abundente cu grindină de astăzi. Mai multe străzi din oraș au fost inundate, copaci au fost doborâți, iar de pe acoperișul spitalului raional au căzut mai multe foi de ardezie. Locuitorii se plâng că au rămas și fără curent electric. Totodată, potrivit ofițerului de presă al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, au fost afectate aproximativ 35 de hectare de livezi în localitatea Rasvet, raionul Strășeni, și drumul local pe o porțiune de 700 de metri.